Fizic foarte bun pentru ambii luptători la categoria 75 de kilograme. Sportivi proveniți ambii din kickboxing, strikeri foarte buni. Să vedem cum va arăta acest meci și dacă se va duce doar în picioare sau vom vedea și luptă la sol din partea lui Bogdan Stanciu sau Răzvan Radu. Arbitru Cușcă pentru acest meci este Lian Gheorghe. Iagi. Ready? Ready? Fight! Răzvan Radu așadar, short alb, adversarul său Bogdan Stanciu, short negru. Am văzut o încercare de intrare la picioare din partea lui Răzvan. A ieșuat acea încercare și acum este dus la podea dintr-o lovitură de pumn Răzvan Radu. Să vedem dacă își va reveni. Bogdan Stanciu s-a dus peste adversarul său într-un control lateral. Da, îl ține acum Răzvan și încearcă să se întoarcă pe sub el pentru a evita loviturile lui Bogdan. Iată că acesta se ridică și încearcă să trimită câteva lovituri. Oh, ce high kick a ratat acolo Bogdan Stanciu. Da. Vine și adversarul său cu o dreaptă puternică, câteva croșee trimise de Răzvan Radu. Foarte agresiv Răzvan Radu, care încearcă un salt, însă se trezește cu adversarul în control deasupra, îl întoarce în cele din urmă, este în garda adversarului în acest moment. Răzvan Radu, să vedem cum lucrează de pe spate Bogdan Stanciu, a deschis garda, încearcă o inversare foarte spectaculoasă, dar reușește să revină Răzvan în garda lui Bogdan Stanciu. Dreaptă trimisă în capul adversarului de Răzvan Radu. Cearcă să se ridice, a mai trimis o lovitură cu brațul drept. Cerca să ia spatele Bogdan, s-a ridicat foarte bine și ce salt reușește Bogdan Stanciu, care este din nou în control lateral, însă folosește foarte bine cușca Răzvan Radu în acest moment. Se mișcă pe sub adversarul său, pune presiune cu umărul Răzvan Radu, însă nu este pericol de ștrangulare în acest moment. Trebuie să pună o presiune foarte mare pentru a reuși o ștrangulare în acea poziție. Este destul de greu să își pună la somn adversarul. Sigur, e o poziție foarte neconfortabilă, însă să vedem cât va reuși să pună presiune Bogdan Stanciu, să nu consume foarte multă energie, pentru că e posibil să se epuizeze. Dar se pare că Răzvan Radu stă destul de liniștit în acea poziție. Acum încasează câteva lovituri la coaste de la adversarul său. Probabil aici va reuși puțin să-l deschidă Bogdan Stanciu cu aceste lovituri. Dar Răzvan Radu rezistă. Poate să încerce un triunghi cu brațele în acest moment Bogdan Stanciu, însă trebuie să-și ducă capul în spatele tricepsului adversarului și să-și prindă mâinile între ele. A reușit să scoată brațul de acolo Răzvan Radu. Bogdan este într-un fel de mount în acest moment, nici nu prea știe în ce poziție vrea să stea deasupra. N-are shoulder-urile peste adversar. Acum s-a dus, încearcă un ground and pound, momentul în care trimite lovituri spre adversarul său care stă cu spatele la podea. Continuă cu brațele Bogdan Stanciu, se apără adversarul său, să vedem dacă va reuși să se apere inteligența sau să în acea poziție. Apere, da, da, victorie obținută de Bogdan Stanciu și probleme pentru Răzvan Radu. Da, foarte bună intervenție arbitrului, au fost mai multe lovituri în plin ale lui Bogdan Stanciu, niciun răspuns din partea lui Răzvan Radu și iată, după un început fulminant de meci, s-a întors puțin balanța, Bogdan Stanciu a reușit să câștige oarecum ajutat încă o dată de sol, pentru că a avut o poziție dominantă. Dar revedem momentele importante în această primă repriză cu Răzvan Radu, care s-a dus mai mult singur la podaia decât să fie ajutat de adversarul său. A fost o directă de stânga lui Bogdan Stanciu. Da, da, a fost pe un pas înainte și s-a dezechilibrat de la acea lovitură. Aici o aruncare foarte frumoasă din partea lui Bogdan Stanciu. Foarte greu a reușit să reîntoarcă acolo, să ajungă deasupra Răzvan. Iată și acea încercare de a lua spatele lui Bogdan. S-au ridicat cei doi și această aruncare foarte frumoasă a lui Bogdan Stanciu. Un pumn în barbă, a venit a doua, a treia lovitură. Aici din nou lovitură în plin trimisă de Bogdan Stanciu. Încă o dată cu brațul stâng. Foarte bine a controlat această postură. Doar cu brațul stâng a trimis lovituri Bogdan Stanciu. Mai mult și-a ținut adversarul de cap cu brațul drept. Nu l-a lăsat să facă mișcări acolo și a trimis aceste lovituri cu brațul stâng. Și iată, victoria obținută de Stanciu în prima repriză. O victorie frumoasă pentru luptătorul din Sibiu. Da, nu s-a apărat cu așa cum trebuie Răzvan Radu. N-a fost făcut knockout, însă regulamentul spune că în momentul în care încasezi deja 3, 4, 5 lovituri în plin și nu ai nicio reacție, nu ți-a apăr poziția, arbitrul trebuie să intervină. Colțul roșu, Bogdan! Bogdan Stanciu câștigă acest meci, un knockout tehnic obținut în prima repriză de luptătorul de la Kudokai din Sibiu.